Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Integrativ București. În cadrul emisiunii Calea Luminii, Nicoleta Selestar sunt și astăzi îl avem ca invitat pe Mihai Ionescu, specialist în tehnica paharului cu apă. Bine ai venit, Mihai! Bine te-am găsit! Mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră în cadrul acestei emisiuni și aș dori să ne spui mai multe despre această tehnică a paharului cu apă, cum ai descoperit-o, cum ai aplicat-o în viața ta și, după cum observ, dorești să o împărtășești tuturor. Această tehnică am avut norocul să o descoper într-un moment neprielnic al sănătății mele, acum vreo câțiva ani, când eram în căutarea unei soluții la problemele medicale, deoarece cu doctorii a fost un pic mai greu de rezolvat. Și am avut norocul să găsesc această metodă pe internet, nici măcar nu este ascunsă, ea se găsește, e suficient să cauți cum se fac remedii homeopate cu paharul cu apă și imediat se apare tehnica pe calculator. Problema a fost că pentru a folosi această tehnică, așa cum era ea inițial pe internet, trebuia să fii homeopat și să cunoști ce remediu homeopat să-ți crezi. Și de aici a plecat practic studiul meu al acestei metode pe care l-am practicat pe persoana mea, ocazie cu care am reușit cam jumătate de an să-mi și revin și ulterior, la câteva luni, mi-a venit și ideea de ce să nu promovez metoda, să scriu o carte cu tehnica aceasta, cu toate variantele în care se pot, în care se poate folosi. Cu siguranță medicii și-au făcut datoria în ce privește partea lor, doar că mai era necesar o variantă subtilă care să amelioreze și să ducă la un rezultat benefic situația pe care o întâlnisei. Ne poți spune mai multe despre această experiență? Reacția organismului meu în clipa aceea a fost o chestie foarte bruscă și violentă, deci nu în timp. A semănat foarte mult cu un fel de virusare, să zic eu în ghilimele, și a trebuit să caut o soluție foarte rapid, fiindcă simțeam că nu am mult timp la dispoziție. De fapt, de asta am și căutat și alte variante, nu numai cu medicii, fiindcă simțeam că mi se termină timpul. Și am avut norocul să dau din întâmplare, tot căutând sau căutând această metodă. Printre multe altele care le-am încercat și le-am testat și am văzut că nu mă ajută foarte mult în clipa respectivă. Este încă o confirmare a faptului că atunci când ne ascultăm vocea interioară, ne duce către soluțiile necesare de a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Și iată că tu ai reușit să și găsești aceste soluții. Păi, adevărul este că într-o seară, pe o caminte, când mă simțeam foarte, foarte rău și eram acasă, m-am gândit, sau mai bine zis, m-am întrebat, Doamne, nu există ceva pe lumea asta care să poți să folosești să mă ajute? Și cred că de acolo a fost și începutul drumului. Spune-ne mai multe despre acest studiu, despre acest parcurs al studiului tău. Văd că ai scris și două cărți, se numește Remediul homeopat, paharul cu apă și cealaltă are aceeași denumire, doar că este volumul 2. Ce cuprinde această carte sau ce cuprinde aceste cărți? Primul volum a apărut în ianuarie 2020 și practic cuprinde metoda, remediile care le-am testat personal eu și câțiva prieteni, un mic capitol din homeopatie cu informațiile strict necesare care trebuie să le știe toată lumea. Deci te-ai îndreptat către această
informație și ai dezvoltat-o, ai creat un program, să spunem așa, prin care cei care au anumite probleme să le poată rezolva. Da, metoda este despre programarea apei, lucru care deja nu mai poate fi contestat, el fiind demonstrat prin studiu, de exemplu, de Masoare Moto, care a arătat cum apa îi schimbă proprietățile în funcție de cuvinte și de influența exterioară. Noi nu putem face acum decât să ne folosim de aceste proprietăți ale apei. Uite, am deschis aici cartea la pagina 182 și te citez. Dacă există în prezent cel puțin o persoană care poate cere Universului să materializeze remedii homeopate prin intermediul unui pahar cu apă, din acest moment, orice persoană poate să o facă la rândul ei, nemai fiind un lucru imposibil de realizat. Lucru foarte adevărat. Dezvoltă mai mult din acest. Orice lucru este imposibil până îl creează cineva prima dată. După aia e doar greu de realizat, nu mai e imposibil. Și am observat cu trecerea timpului că este din ce în ce mai ușor de realizat de către oameni această tehnică. Spuneai mai devreme că nu ai practicat doar tu această tehnică sau această metodă, ci chiar și unii prieteni de-ai tăi. Care au fost rezultatele lor în urma acestei experiențe? Aș putea să vorbesc despre un prieten pe care l-am ajutat și care am scris la capitolul 3 și intitulat Psoriazis și paharul cu apă. Cum acest prieten cu câteva guri de apă pe zi energizată a reușit în 5 luni de zile să-i dispară petele de psoriazis de pe mâini și de pe picioare. Asta una dintre variante. Mai da, asta e și alte rezultate. O variantă, de exemplu, pe bunica mea am reușit să o ajut când a avut fractură intercostală și după ce am reușit să o conving să acceseze această metodă, într-o lună zile nu mai avea nimic. Și de obicei aceste fracturi durează foarte mult, mai ales la oameni în vârstă de 70 ceva de ani să se refacă. Chiar și doctora ei s-a mirat. Am înțeles. Mai citez aici, nu am făcut altceva decât să exersez de fiecare dată până când efectele au fost vizibile. Da, nu toate remediile au funcționat în prima. Unele a trebuit să lucrez la ele. De exemplu, aici un lucru la care a trebuit să depun mai mult efort este chemarea remediilor cu folosind energia palmelor. Deci deja altă variantă prin care se pot chema remedii în corpul nostru. De exemplu, dacă la început, când am practicat această metodă, aveai efect câteva minute, după aia dispărea efectul, tot exersând și exersând în fiecare zi, am ajuns ca după câteva luni, în momentul când chemam remediu cu energia palmelor, el să-și facă efect exact ca și cu paharul cu apă. Deci nu mai conta ce metodă foloseam. Am înțeles. Mai scrie aici, studierea domeniului homeopatic devine obligatorie, mai ales în cazul folosirii metodei cu apă. Da, fiindcă este foarte important să avem bazele. Bazele, să știm când bem acel pahar cu apă, de câte ori pe zi, ce putere să-i dăm, diluție conform termenului homeopatic. Aici poate lumea o să fie în dilemă ce înseamnă diluție, putere. Puterea e un termen dat de mine general ca să înțeleagă toată lumea, dar termenul din homeopatie este diluție. Și atunci, ca să poată să-și creeze un remediu în funcție de necesitatea personală, trebuie să cunoască acest element. Cu toate că în volumul 2, de exemplu, am scris despre alt autor,
Gabriel Mărgărit, care spune că se poate folosi altă variantă decât cea cu CH din homeopatie și să cerem remediu potrivit pentru ceea ce ne doare. Și atunci nu mai trebuie să scriem CH-ul sau puterea remediului. Da, văd aici că este recomandat multor situații și probleme cu care oamenii se confruntă. Câte dintre ele sau, de exemplu, tusea, durerile de cap și nu numai, câte dintre ele au fost rezolvate? Această metodă funcționează destul de multe variante. Sunt câteva în care nu funcționează, nici n-are rost să le spun, dar cel mai important este că funcționează la cele care afectează partea fizică a corpului, în mod special, acolo are efect direct, mai ales că se și poate constata rapid efectul lor. Adică, de exemplu, dacă te doare capul și scriezi un remediu pentru durerea de cap și vezi că îți trece într-o oră, două, nu mai poți să contești că nu funcționează metoda. În ce constau aceste remedii? Sunt anumite formule care se adresează ca și informație sau care este în mare? Păi, în mare, formularea este remediu pentru ceea ce te doare. Asta e formula. Și bineînțeles, trebuie să-i adaugi o putere remediului sau, conform autorului de mai menționat mai devreme, remediu potrivit pentru durerea de cap, dau un exemplu. Sau remediu potrivit pentru iritația din gât când ești răcit. Înțeleg că odată ce ai scris aceste cărți, le recomanzi sau le sugerezi oamenilor să le citească și în cazul în care se regăsesc, așa cum tu te-ai regăsit în aceasta la momentele tale de căutări, să se regăsească și ei. Având în vedere că oamenii până acum n-au învățat despre apă și nu prea știu mai nimic, le recomand să citească această carte, Remediu Homeopat Paharul cu Apă, care chiar este cadou meu pentru oameni și se poate descărca gratuit în format PDF de pe internet. Este un dar, să înțeleg, un dar către lume. Da, exact. Deci chiar nu doresc nimic de la ei decât să se facă bine. Minunat, atunci când dorim binele suprem tuturor, implicit vine și către noi această variantă de îmbunătățire la nivel de sănătate pe toate palierele vieții. Este foarte multă informație în aceste două volume. Mai dezvoltă puțin din ce crezi că este important ca cei care ne ascultă să audă până să dezvolte acea curiozitate în a deschide linkul. De exemplu, în volumul 2 este un remediu care l-a folosit soția mea, care nu se simțea bine și a reieșit conform analizei medicale că are probleme cu microcheagurile în sânge. Și atunci am zis, hai să încercăm metoda asta, să vedem, are efect sau nu. Și am folosit formularea remediu pentru microcheagurile din sânge CH30, luat de două ori pe zi, timp de 10 zile. Efectul a fost în prima zi, cu oarecare dureri care arăta că metoda funcționează, dureri care oricum a doua zi au dispărut și după două săptămâni a refăcut analiza pentru microcheaguri și a ieșit perfectă. Și aș recomanda toată lumea să țină cont de acest remediu care ar putea să-i ajute mult în viață. Da, întotdeauna cea mai benefică este experiența noastră și în urma experienței, având rezultate benefice și vindecătoare, bineînțeles că dorim să ajutăm și pe ceilalți care sunt în aceeași situație sau întâmpină aceleași situații pe care noi le-am întâmpinat și așa cum și tu dăruiești din prea plinul tău, cu toții participăm fiecare cu ceea ce putem și cu ceea ce suntem la vindecarea acestei planete, la vindecarea acestei lumi. Este minunat că nu ai ținut pentru tine acest dar.
în momentul în care l-ai primit ca și soluție, ai ținut să-l împărtășești într-o carte? Așa cum și eu l-am primit cadou, fiindcă multe din textele scrise, cel puțin în volumul 1, pot să spun că mi-au fost oarecum transmise, ele fiind scrise dimineața când nici nu deschideam ochii, aveam un caiet lângă pat și scriam cu ochii închiși. De multe ori nici eu nu înțelegeam ce scriam. Și așa am scris jumătate din carte. Iar jumătate oricum ține de experiența mea și am testat eu referul la metodă. Da, atunci când ceri universului să descarce informațiile potrivite, ele apar. Și așa cum ai spus, mai ales dimineața, atunci când creierul este odihnit, când mintea este limpede, informația se descarcă mai ușor și e ca și cum nu ai scrie tu cu mâna ta, ci doar ești instrumentul care mișcă pixul sau depinde cum ai ales varianta scrierii. Exact, exact. Chiar dacă frazele scrise țineau de experiența mea cu metoda, ele îmi erau reformulate dimineața. Și parcă arătau mult mai frumos decât le-ar și făcut eu așa, normal și stand. Cu siguranță, pentru că toată această informație vine de la sine și când sinele este atins de acea profunzime, începe să dicteze. Să dicteze ceea ce are de transmis lumii, ceea ce are de transmis către participarea la creație, către participarea la vindecare, fiecare dintre noi. Și iată așa s-au născut două minunate cărți care pot fi de folos celor care doresc să intre într-o informație nouă și chiar să aplice ceea ce ai transmis în aceste cărți din experiența ta. Bineînțeles, dacă rezonează cu acest lucru și dacă simt că li se potrivește. Pentru că întotdeauna căutăm soluții în situații dificile. Și dacă le și găsim, le aplicăm, apoi vine și momentul împărtășirii. Recomandarea mea este, chiar dacă metoda o să li se pară foarte simplă, să caute informații, să vadă că foarte mulți oameni o folosesc, să o testeze, durează câteva secunde să o testeze metoda, mai ales să o testeze când are o durere, că atunci constată efectiv că i-a dispărut durerea într-o oră, două. Nu cantitatea, ci calitatea este cea care vindecă. Selectarea remediului poate este mult mai importantă decât cantitatea în care este administrat. Am citat aici din cartea ta. La ce face referire acest paragraf? Păi se referă la faptul că metoda aceasta a paharului cu apă nu are legătură cu cantitatea de apă, ci cu calitatea, exact cum scrie acolo, și cu energizarea ei, în mod special, ne fi necesar decât 3 guri de apă dimineața, atât, pe care să o energizăm înainte. La ce facem referire atunci când ne referim la calitate și la ce anume facem referire când vorbim de energizare? Într-o definiție foarte scurtă la ambele. Energizarea, de fapt, se referă la programarea apei cu dorința noastră, care o avem în clipa respectivă. Încărcarea cu informație. Exact. Și calitatea? Calitatea se referă și la calitatea apei, care, într-adevăr, trebuie să fie... Ideal ar fi dintr-o sursă pură, dintr-un izvor care vine dintr-un... Da, dar munte. Pentru metodă se poate folosi și apa care o găsim la orice ghiuvetă. Da, însă și energizarea are efectul purificării și în momentul în care această apă se energizează, se adaugă și acea putere despre care vorbeai tu. Așa este. Ea capătă alte calități în momentul când este energizată și chiar se menține mult mai mult timp fără să-și piardă calitățile, să prindă miros, gust. Da, având în vedere că totuși apa trece printr-un proces până ajunge în paharele noastre și trece prin țevi, prin tot felul de locuri. Și în momentul în care a ajuns în paharul nostru, dacă avem un moment de atenție conștientă, să încărcăm acea apă cu energizarea puterii despre care ne vorbești, deja prinde o altă
textură, o altă calitate și o altă putere. Referitor aici la apă, în momentul când este programată, oamenii o să aibă surpriza că își schimbă și inclusiv gustul. Am avut ocazia să constat că toată are gust metalic, că toată chiar a avut gust de medicamente. Am rămas foarte surprins. Ce crezi că dă, de fapt, această senzație a gustului identificat? Gândul? Poate te-ai gândit la medicamente și implicit a apărut în posibil, varianta gustului. Posibil, n-am cum să demonstrez lucrul ăsta. Da. Unele lucruri nu pot fi demonstrate decât constatate. Studiul acesta fiind chiar un studiu empiric, deci sunt niște constatări. Nu știam dinainte ce efect va avea sau nu. Întotdeauna experiența este rezultatul valid al oricărei variante dorim să o experimentăm. Vindecă-te singur cu sărurile vieții. Da, este o carte printre primele cărți care le-am citit și le-am... Este scrisă de Gerhild Balosan. Gerhild Balosan. Da, e o doamnă din România, dar care momentan locuiește în altă țară, în Europa. Și m-a ajutat foarte mult și această carte, fiindcă medicii homeopați la care mergeau îmi recomandau și aceste săruri. Și atunci am vrut să citesc și eu personal despre aceste săruri. E o carte care se găsește încă de cumpărat pentru cine o dorește. Le o recomand cu căldură. La ce ajută ele? Aceste săruri aduc un plus de energie în organism și pot fi folosite pe tot parcursul timpului în care nu facem remedii pentru anumite afecțiuni mai concrete. Chiar la sfârșitul cărții, la volumul 1, am menționat că dacă în lume sunt atâtea lucruri care atacă organismul din punct de vedere al sănătății, noi în fiecare zi, noi de ce n-am face în fiecare zi ceva care să ajute organismul? Și atunci, chiar dacă nu facem remedii pentru vreo afecțiune a organismului, putem folosi sărurile acestea, Schussler, permanent. Se poate încărca această apă cu ajutorul cuvântului scris aici. Da. Bineînțeles, cu ajutorul intenției, cu ajutorul gândului, dar și cu ajutorul cuvântului. Răspunsul exact nu știu, dar, într-adevăr, în momentul când scriu acest remediu pe bilețul acela de hârtie, mă gândesc foarte intens la el. Dar doar atâta, pentru câteva secunde. Da, pentru că aici s-a întâlnit intenția cu gândul și cuvântul. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune și pentru împărtășirea darului tău către lume, către toți cei care vor să-l descopere și chiar să-l aplice în viața lor, dacă simt că li se potrivește. Și eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați invitat. Și te mai așteptăm în cadrul emisiunilor noastre să ne spui mai multe despre tot ceea ce ai împărtășit în aceste cărți și, de ce nu, despre rezultatele pe care le vei descoperi în timp. Cu mult drag! Mulțumim foarte mult!